Și hai să spun ceva, oamenii, eu nu sunt de foarte mulți ani în România, eu nu am răutăți gratuite, eu l-am plăcut-o și pe ea și pe el și îi plac în continuare. Faptul că ce s-a întâmplat, asta nu înseamnă că am ales piesa asta din adins, ba din contră, viața merge mai departe, iar dacă nu a fost să fie, nu a fost pentru ea. Și nu mai fiți răutăcioși. Lăsați-o să-și aleagă drumul ei, e drumul ei, e viața ei și fiecare își știe cel mai bine ce e mai bine pentru el. Iar eu nu am nicio răutate vis-a-vis nici de el și nici de ea, n-am treabă. Eu sunt un om simplu și Mihaela știe. Și mergem mai departe, Mihai, ești un om frumos, ești o femeie frumoasă. Și eu îți doresc sincer, ce-mi doresc eu mie, să-ți dea ție Dumnezeu și să știi că, într-adevăr, numai iubirea vindecă. Cui pe cui se scoate? Adevărat! Să știi că da. Să știi că da. Iubirea ne face să fim vulnerabili, dar tot ea ne face să fim și puternici. Uite, mă crezi că... Uite, hai să mai dăm unul, hai să zic ceva. Eu am fost căsătorită, încă sunt în acte, urmează să mă divorțez, nu mai suntem împreună de ceva timp. Și eu am iubit, nu știu, dacă am fost o norocoasă, eu zic că nu oricine întâlnește o asemenea iubire până la extremă, deci efectiv să o iei razna și când ajungi să realizezi situația în care te afli și nu poți să faci nimic. Și am Da. găsit puterea să mă ridic și uite că am găsit un om special la mama dracului în partea cealaltă din Japonia, în Canada și vreau să spun că nu am crezut că există bărbați de genul ăsta, să știi că sunt oameni frumoși în viața asta. Nu, n-a ascultat la nimeni. Fă întotdeauna ce simți tu. Inima. Instinct. Normal. Așa Nu că nu putem mai să fiți facem răutăcioși. decât ce Ce facem. Trebuie să facem ce simțim noi, nu ce ni se spune. vor alții, ce vor alții, exact, bravo. O să intru, da, fă ce simți tu, nu ce vor alții, că nu stai cu nimeni în casă cu alții, tot tu cu el stai în casă, nu trebuie să mulțumești oamenii, că până la urmă, la un moment dat ieși din emisiune și rămâi tu, viața ta, nu mai e nicio emisiune, nu trebuie să arăți nimic la nimeni. Da, într-adevăr, sunt câțiva oameni care rămân lângă tine, într-adevăr, că în momentul de față, comunitatea mea încă lângă mine, tot Asta vreau să te întreb, chiar încă sunt lângă tine, nu? a început sezonul nou și foarte puțini sunt care mai susțin pe 1-2, care o să zic că au fost alături de mine, dar nu au plecat cu totul, adică se uită, se gata, nu, Mihaela, luăm următorul concurent, nu, nu. Și da, contează foarte mult să vezi că au rămas lângă tine oameni care ți-au fost alături în emisiune și vezi că nu au avut doar scopul ăsta, mai cât e în emisiune și pe urmă gata, uităm de ea. Corect, doar ce se vede, dar nu ce nu se vede în spatele cortinei, vezi? Da. Asta e. Feli, mulțumesc. Urmează, ăsta e ultimul meci și o să am vrut și am vrut să specific asta pentru că poate sunt oameni care cred că n-am nicio treabă, eu sunt un om simplu, eu n-am nicio legătură, nu trăiesc în România, nu eu. Pe oamenii ăștia am simpatizat așa de aici, eu nu știam, nu urmăream emisiunea, deci nu n-am treabă. Feli, mulțumesc. Nu am Dacă uitat mai de ai o curiozitate și te uita pe YouTube, așa am mâncat la câteva episoade, că Corect, dacă nu. n-am filmat noi, n-ai avut cum să vezi tu pas cu pas, dar cine urmări pas cu pas, poți să spui deja că ne cunoaște, că n-ai cum să falsezi acolo un an, cum am fost eu și alte persoane, înțelegi? Corect. Adevărul e că, știi, așa e și pe TikTok. Nu poți să fii fals, că la un moment dat te dai de gol. Adică oamenii văd, oamenii simt. N-ai cât soții așa să fii falset în continuu. N-ai cum, da. Mersi, Dari. Oricum, tu ești o persoană puternică. Eu bănuiesc că această emisiune te-a și făcut mai strong, mai tare. Nu? Da. Eu sunt foarte sensibilă și plâng repede, dar... Dar e bine că plângi, să știi că te descarci cumva, știi? Mai bine așa. E mai bine așa că Da, te și descarci. sensibilă, și impulsivă. Puțin. Pentru că eu Ești și spun, sunt tânără. directă, deci e foarte directă, eu nu pot să țin, dacă nu-mi place ceva, trebuie să zic. Știi? Și din cauza asta poate că am Eu sunt pierdut, mai dar... mare cu aproape 20 de ani decât tine și tot sunt impulsivă. Crede-mă că dacă ăsta ți-e firea și felul, n-ai cum să schimbi. Oh, Doamne. Oh, E un ce... lucru bun, dar și un lucru rău, cumva, că na, ăsta Da. mi-a spus ceva la nervi imediat și un Eu știu lepeșane ce nu le pot. zic la oameni că am Tourette, început de Tourette, că am înțeles că oamenii care au Tourette spun cu voce tare ceea ce gândesc, știi? Da.
cu are suflet, oamenii sunt parșivi. Da, dar vrei să zic ceva, Tilly, că simți, frate, când ai ceva în suflet, o undă de îndoială, să-și ții cont, ala semne, sufletul nu te, n-ai cum să te mintă, deci ce, intuiția, frate, indiferent ce da. Uite, mă întreabă aici Maria Teris, o pot întreba pe doamnă, dacă nu sunt abonată la ea, nu o pot urmări pe live? Ba da, eu am pus acum doar pentru că e o perioadă, suntem și noi prin clasament și știi cum e la noi la România. Și m-am săturat să mă înjure ăștia, ba da, normal, nu o să-l las așa mereu, îți dai seama, nu. E de mult nu l-am pus, eu nu-l pun de obicei pe abonați. Da, mulțumesc. Ba da, îi mulțumesc frumos. Ai public acolo, pentru că când foarte frumos transmit și atunci lumea acolo se oprește, asta e adevărul, că acolo stai pe live unde... Cumva, ar fi frumos dacă ar fi mult mai mulți, Mihaela, dar știi că, în general, unde e circul mai mare, acolo prinde. Știi cum e. Și voi, artiști, între voi vă criticați foarte mult. Uite, eu m-am izolat, să zic așa, foarte mult. De-aia și stau mult pe live-urile mele. Nu mă duc nicăieri, nu mă duc în gazde. Nici nu vreau să mai știu nimic. Exact, oamenii sunt răutăcioși. Mersi, Dani. Mihaela, mi-a făcut bine, îți doresc tot binele din lume, succes în tot ce ți-ai propus.